La acest eveniment au luat parte în jur de 200 de șahiști din întreaga țară, printre care și copiii din Vârșeț, Ulmu, Rătișor și Alibunar. Antrenorul Pau Voina spune că este mulțumit de prestația copiilor prezenți la turneu. Vreau să vă spun că am participat între timp tot la competițiile republicane pe școală, deci întregile școlare la Stara Pazova, unde tot asta, Sofia Pervici a avut 6 din 6 și din păcate ultima partida a pierdut și s-a luat locul 3. Deci e un succes azi, dacă sper că fie tot în regulă, ar trebui locul 2 sau 3. Deci e un succes evident. Copiii spun că le-a plăcut aceste 8 zile la Novi Sad, dar nu sunt prea mulțumiți cu prestația lor la acest turneu internațional. Nu știu, acum ceva nu am fost în formă, nimic, că n-am avut... Așa cum trebuie. Da, dar turneul ăsta pentru mine e bun. Ai învățat ceva nou? Da. Ți-ai găsit noi prieteni? Da. De unde? De Novi Sad, aici și... În cadrul celor 8 zile de competiție a fost organizat campionatul republican la șah accelerat, șah fulger, standard și campionatul Serbiei la soluționarea problemelor din șah, iar cu un reportaj mai amplu de la acest eveniment vom reveni duminică în cadrul emisiunii Magazin TV.